Unii au acceptat un acoperiș deasupra capului și o masă caldă, însă alții au rămas în frunte frigul cum pot. Polițiștii din Galați au plecat în căutarea oamenilor străzii ca să-i convingă să meargă la centrele special amenajate pentru ei. În ultimele zile de la instalarea episodului de vreme severă, condensări abundente, viscol și temperaturi scăzute, în centrul de urgență al primăriei Galați au fost internate 17 persoane fără adăpost. Ele au fost adunate de pe stradă de Poliția Națională, Poliția Locală și de echipajele de la ambulanță în centrul nostru. Aceste persoane beneficiază de cazare, de masă caldă și pot face baie. În total, la centrul de urgență al primăriei Galați sunt cazate și hrănite peste 100 de persoane fără adăpost. Prin serviciile de ale primăriei Galați, noi putem asigura servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice, pentru bolnavii netransportabili sau pentru persoanele fără aparținători. Pentru acestea, în urma apelurilor telefonice, vom face cumpărături, ceea ce înseamnă pâine, lapte, apă, medicamente și orice este necesar. Autoritățile spun că pe toată durata iernii vor continua să-i convingă pe oamenii străzii să renunțe la dormitul sub cerul liber și să accepte să se adăpostească în aceste centre, unde nu riscă să moară de frig.